11 decembrie 1941, în sala Fundației Carol I, vicepreședintele Consiliului de Ministri Mihai Antonescu ține o conferință despre misiunea ziaristului naționalist. Puterea simțea nevoia ca mass media să fie în unanimitate alături de ea, sacrificiile umane cerute în număr tot mai mare de război, justificându-se prin lupta împotriva bolșevismului. Și iată discursul sincron. Domnilor, vă mulțumesc cu toată sinceritatea pentru cuvintele calde, de leală înțelegere cu care m-ați primit și pentru gândul de fidelitate pe care l-ați mărturisit regelui și conducătorului statului, ca și pentru voința dumneavoastră de a conlucra cu guvernul la întemeierea presii naționale și naționaliste. Am venit însă nu pentru a primi cuvinte măgulitoare, oricât sunt de recunoscător pentru gândul dumneavoastră. Am venit pentru a vă mărturisi propriile noastre preocupări, pentru a vă arăta gândul care stăpânește răspunderea guvernului atunci când procede la organizarea profesiunilor în statul național român. Pentru că adevărata onoare a unui popor se măsoară chiar și în presă, nu prin vorbe, ci prin fapte, nu prin exemple, ci prin exemple. Și nimeni nu poate fi ridicat la rangul de ziarist dacă nu e născut pentru educația reală. După introducerea sofisticată de avocat sfârșit prin diverse procese, Mihai Antonescu își dezvăluie abia în final adevăratele intenții ale conferinței. Sprijinind pe mareșalul Antonescu, sprijinind războiul sfânt al